Vă invit acum, frați și surori, să ascultăm cuvântul Domnului. Îl citesc din Cartea Profetului Ezechiel, capitolul 37, începând cu primul verset și până la versetul 14, pagina 842 în Biblie. Ezechiel, capitolul 37, începând cu primul verset. Mâna Domnului a venit peste mine și m-a luat în Duhul Domnului și m-a pus în mijlocul nevoi pline de oase. M-a făcut să trec pe lângă ele de jur în împrejur și iată că erau foarte multe pe fața văi și erau uscate de tot. El mi-a zis, fiul omului, vor putea oare oasele acestea să învieze? Eu am răspuns, Doamne Dumnezeule, Tu știi lucrul acesta. El mi-a zis, prorocește despre oasele acestea și spune-le, oase uscate, ascultați cuvântul Domnului. Așa vorbește Domnul Dumnezeu către oasele acestea, iată că voi face să intre în voi un duc și veți învia vă voi da vine, voi face să crească pe voi carne, vă voi acoperi cu piele, voi pune un duh în voi și veți învia și veți ști că eu sunt Domnul. Am prorocit cum mi se poruncise și pe când proroceam s-a făcut un vuiet și iată că s-a făcut o mișcare și oasele s-au apropiat unele de altele. M-am uitat și iată că le-au venit vene, carnea a crescut și le-a acoperit pielea pe deasupra, dar nu era încă duh în ele. El mi-a zis, prorocește și vorbește Duhului, Procește fiul omului și zi Duhului. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Duhule, vino din cele patru vânturi, suflă peste morții aceștia ca să învieze. Am proocit cum mi se poruncise și-a intrat Duhul în ei și-au înviat și-au stătut în picioare. Era o oaste mare, foarte mare la număr. El mi-a zis, fiul omului, oasele acestea sunt toată casa lui Israel. Iată că ei zic, ni s-au uscat oasele, ni s-a dus nădejdea, suntem pierduți. De aceea prorocește și spunele, Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată vă voi deschide mormintele, vă voi scoate din mormintele voastre, poporul meu, și vă voi aduce iarăși în țara lui Israel. Și veți ști că eu sunt Domnul care vă voi deschide mormintele și vă voi scoate din mormintele voastre, poporul meu. Voi pune Duhul meu în voi și veți trăi. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Frați și surori, știu că sunt foarte mulți oameni, și unii dintre ei care se duc frecvent la biserică, aici sau în altă parte, care nu cred că Dumnezeu face minuni. Pentru că, de regulă, minunea este ceva care trece dincolo de puterea noastră de înțelegere și este ceva care este făcut în virtute altor legi decât legile pe care noi le cunoaștem. Dar ceea ce este interesant este că oamenii aceștia care nu cred că Dumnezeu face minuni, cred că Dumnezeu a făcut minuni. Și când citesc în cartea lui Dumnezeu despre minunea asta sau despre minunea cealaltă, oamenii aceștia sunt în stare să-L slăvească pe Dumnezeu. Dar le vine foarte greu să creadă că Dumnezeu face minuni acum. Acum vreau să vă întreb dacă dumneavoastră sunteți oameni care credeți că Dumnezeu mai face minuni. Credeți? Și când ziceți că Dumnezeu face minuni, la ce minuni vă gândiți? Că Dumnezeu poate să vindece pe cineva în chip miraculos. Că doar de aceea ne rugăm lui Dumnezeu aproape de fiecare dată când venim aici pentru fratele cu tare, pentru sora cu tare, bolnav foarte grav. Că Dumnezeu poate să-i vindece în chip miraculos. Când ne gândim la minune, s-ar putea să ne gândim la faptul că Dumnezeu furnizează lucruri materiale unor oameni care sunt într-o sărăcie cruntă. Și Dumnezeu, cum spunea fratele Flaviu mai înainte, aranjează lucrurile în așa fel ca cineva să ajungă acolo ca din partea lui Dumnezeu. Să le ducă ceva necesare, cele necesare. Și multe alte lucruri de felul acesta. Dar câți credeți, dragii mei, că Dumnezeu poate face minunea să aducă pe cineva din moarte spirituală la viață spirituală? Este asta o minune sau nu este minune? Știți, când Domnul Dumnezeu, prin Isus Hristos, care i s-a descoperit lui Saul din Tars, l-a adus pe omul acesta foarte religios, din moartea lui spiritual, la viață, știți că biserica de atunci s-a mirat și ziceau, poate el să fie mântuitul lui Dumnezeu? Este și el printre ucenici? Pentru că era o minune din punctul lor de vedere. E, deci, mi-am citit în această dimineață despre o minune pe care Dumnezeu promite să o facă sau chiar o face cu poporul lui. Spune Sfânta Scriptură că l-a luat Duhul lui Dumnezeu pe Ezechiel și l-a dus într-o vale plină de oase și a zis Dumnezeu, oasele astea sunt poporul lui Dumnezeu. Ce reprezintă oasele acestea altceva decât moarte spirituală? Că din punct de vedere fizic oamenii ăștia mai treau, chiar dacă treau cinește pe unde risipiți. Din această moarte spirituală, Dumnezeu din cer promite că va fi o restaurare, adică va aduce lucrurile acolo unde au fost cândva. Ei vreau să vă întreb, credeți că biserica creștină, asta și altele, au nevoie de o restaurare spirituală? Credeți, frate și surori? Adică să vină Dumnezeu cumva să ia lucrurile, să le aducă acolo unde au fost cândva, când biserica lui Dumnezeu a fost constituită. Întrebarea este pe cine folosește Dumnezeu pentru o restaurare spirituală? Pe cine? În cazul acesta, din scriptură, pe un slujitor. Ezechiel. Dumnezeu ia pe slujitorul ăsta și pune lucru, îl pune la lucrul, îl pune la slujbă, îl pune să muncească. Și omul acesta, purându-se la dispoziția lui Dumnezeu, cel puțin în această viziune, are experiența asta a restaurării spirituale. Oasele acestea ajung să fie pline de viață. Vreau să vă întreb, dacă atunci Dumnezeu a folosit slujitorul ca să facă această restaurare, ce face Dumnezeu astăzi? Mai folosește slujitor sau nu mai folosește? Poate Dumnezeu să folosească slujitori și în biserica lui să se producă o restaurare spirituală sau nu face Dumnezeu lucrul acesta? Deci mei, sunt aici în fața noastră niște frați care, uh, pentru care o să ne rugăm lui Dumnezeu uh, să fie păstor asistent, prezbiter, diacon, al lui Dumnezeu. Sunt alți slujitori în biserica aceasta. Poate Dumnezeu din cer să ia slujitorii aceștia în care s-ar putea ca noi să nu vedem nu știu ce potențial. Să ia Dumnezeu și să restaureze lucrurile, să aducă lucruri acolo unde au fost cândva sau vrea Dumnezeu să fie lucrurile acestea. Poate Dumnezeu să facă? Ce ziceți, frații mei? E de mei, pentru asta e nevoie de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Spune Sfânta Scriptură aici că Duhul a luat pe Ezechiel și l-a dus acolo și a promis Dumnezeu că în procesul acesta de restaurare, Dumnezeu vine să pună Duhul Sfânt. Voi pune Duhul meu în voi și veți trăi. Dragii mei, slujitorul are nevoie de Duhul lui Dumnezeu și poporul lui Dumnezeu are nevoie de Duhul lui Dumnezeu ca să trăiască. Eu vreau să predic în această dimineață, dragii mei, în minutele următoare, despre slujitorul lui Dumnezeu folosit pentru restaurare spirituală. Cam această încredințare, dragii mei, că Dumnezeu vrea să facă o restaurare spirituală. E nevoie de așa ceva. Să ieșim din starea de-ar sau din uscăciunea spirituală în care suntem, să clocotim de viața din Dumnezeu. Cred că asta vrea Dumnezeu, dragii mei. Și Dumnezeu să folosească oameni chemați de El, echipați cu Duhul lui Dumnezeu pentru restaurare spirituală. Deci, mai ce ar trebui să facă slujitorul pe care Dumnezeu vrea să-l folosească pentru restaurare spirituală? Ce ar trebui să facă? Mai întâi de toate și primul lucru pe care vreau să spun este că slujitorul acesta trebuie să aibă în el viață din Dumnezeu. Trebuie să aibă în el viață din Dumnezeu. Deci, mei, slujitorul lui Dumnezeu este chemat să ajute spiritual alte persoane, pe alți oameni. Fie din biserică, fie din afara bisericii. Vă vreau să vă întreb. Un om mort spiritual poate să ajute pe un alt mort spiritual sau nu îl poate ajuta? Ce ziceți? Poate? Nu poate! Zicea Domnul Iisus Hristos că dacă un orb încearcă să călăuzească un alt orb, ce se întâmplă? cad amândoi în groapă. Că nu poate să-l călăuzească. Pe valea asta sau în valea asta plină de oase, moarte peste tot, o să aici, o scol, o cine știe pe unde. O singură persoană avea viață. Cine era acesta? Ezechiel. Slujitorul pe care Dumnezeu vrea să-l folosească pentru restaurare spirituală. Peste tot este moarte, dar pentru ca să fie schimbate, restaurate lucrurile, trebuie să fie acolo un om plin de viață din Dumnezeu. Și slujitorul lui Dumnezeu, de mei, trebuie să fie omul plin de viață din Dumnezeu. Ezechiel era plin de viață din Dumnezeu. Să să fie numele Domnului. Slujitorii din biserică trebuie să fie plini de viață din Dumnezeu. Pentru asta. Trebuie să fie experimentat un moment în care să fie primit viață din Dumnezeu. Nu pentru că s-au născut într-o familie de pocăiți. Nu pentru că au mers la biserică, cine știe cât de vreme, la școala duminicală. Nici măcar pentru că uh, s-au botezat în apă. Ci pentru că într-o zi, într-o experiență, s-au născut de sus, s-au născut din Dumnezeu. Și pentru asta, dragii mei, trebuie să fi trecut printr-un proces de pocăință. Acum vreau să vă întreb, știți istoria fiului risipitor cu toții de aici? Tata a zis despre fiul ăsta risipitor că a fost mort și a înviat. Vă întreb când a înviat băiatul ăsta? Că el n-a fost mort fizic. El a fost mort dintr-o altă perspectivă. Când a înviat băiatul ăsta și tata a putut zice a fost mort și acum a înviat? Când? Știți când? Când a venit cu pocăință serioasă acasă și a zis Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. În momentul acela a înviat, dragii mei, fiul ăsta risipitor, trăitor, cine știe pe unde, prin lumea asta mare. Ei, slujitorul lui Dumnezeu trebuie să aibă în el viață din Dumnezeu și pentru asta trebuie să fie experimentat un moment în care să se nască de sus din Dumnezeu. Dar mai trebuie să facă ceva. Știți ce mai trebuie să facă? Mai trebuie să-și susțină această viață spirituală. Știți că există oameni care s-au născut din Dumnezeu, care n-au vegiat peste viața lor și s-au dus departe de Dumnezeu, dragii mei. Și Aș putea spune, au murit din punct de vedere spiritual. Trebuie să-și susțină viața spirituală. Cum, dragii mei, își poate susține cineva viața spirituală? Viața asta din Dumnezeu. Cum? Știți cum? Dacă viața asta biologică noi nu ne-am susținut-o, ascultați-mă bine, ne-am trezit într-o zi că ne ducem din degradare în degradare spre moarte. Noi ne susținem viața asta biologică pentru că vrem să trăim. Ei, dragii mei, trebuie să-mi susțin viața asta spirituală ca să trăiesc pentru Dumnezeu. Să o am în viața mea, în ființa mea, dragii mei, viața asta din Dumnezeu. Cum să o mențin? Știi ce a zis Domnul Iisus Hristos la un moment dat? Omul nu trăiește numai cu pâine. Puteți zice mai departe. Orice cuvânt care vine din gura lui Dumnezeu, cu aceea trăiește omul. Ei vreau să vă întreb, noi suntem aici oameni care avem pretenția că avem viață din Dumnezeu, nu doar slujitorii. Că am primit cândva viață din Dumnezeu. Vreau să vă întreb, reușim să ne menținem viața, viața asta din Dumnezeu? Spunea fratele Flaviu mai înainte că omul ăsta, acesta etiopian, care a stat la Erosel nu știu câtă vreme, plecând pe drumul ăsta spre casă, ce făcea el? Chiar dacă nu înțelegea multe încerca să susțină cu Scriptura, cu Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că omul trăiește cu Cuvântul lui Dumnezeu și cu prezența Duhului Sfânt în viața noastră. Spunea tot Domnul Iisus Hristos că Duhul este acela care dă viață. Carnea nu folosește la nimic. Duhul este acela care dă viață. Cuvintele mele sunt Duh și viață, zicea Domnul Iisus Hristos. Acum, întrebarea este frații care sunt aici în față. Noi care suntem în biserică suntem preocupați să ne menținem viața asta din Dumnezeu. Ei sunt chemați să slujească, cum spuneam, cu alte responsabilități. Nu o să poată sluji niciodată. Ascultați-mă bine. Altora care au nevoi spirituale dacă ei n-au viață din Dumnezeu. Trebuie să-și mențină viața asta din Dumnezeu. Oricât de ocupați ar fi, dragii mei, că suntem ocupați. Dar pe primul loc în viața noastră a fiecăruia trebuie să fie să ne menținem viața din Dumnezeu, să ne o susținem, dragii mei, să ne hrănim viața asta din Dumnezeu. Al doilea lucru, dragii mei, pe care trebuie să-l aibă uh, slujitorul acesta pe care Dumnezeu vrea să-l folosească pentru o restaurare spirituală este că el trebuie să aibă o vedere spirituală. Adică o vedere dincolo de ceea ce se vede în mod obișnuit. O vedere dincolo de ceea ce percepem cu ochii, cu simțurile acestea ceva care vine doar de la Dumnezeu din ceruri. Pentru că, dragii mei, cu vederea asta e, obișnuită, cu simțurile noastre, dacă vreți, cu percepția noastră, s-ar putea să ajungem să spunem că lucrurile sunt în ordine. Că totul este bine. Și unul să chiuie de bucurie că totul este bine și unul care are ochii deschiși de Duhul lui Dumnezeu să stea undeva într-un colț și să plângă pentru că vede o altă realitate. Realitatea din perspectiva lui Dumnezeu. Deci, mai, a zis Domnul Iisus Hristos către, către niște iudei care zice, a, a că crezul în el. A zis, veți cunoaște adevărul și adevărul vă face liberi. Din perspectiva Domnului, ăștia nu erau liberi. Dar știți că din perspectiva lor ei ziceau că liberi. Și cum zici că vom fi liberi? Că noi nu suntem robi. N-am fost robi niciodată. Noi suntem sămânța lui Avram. Dar din perspectiva Domnului Iisus Hristos, cum vedeai lucrurile, Ăștia nu erau în ordine. Ei, dragii mei, Slujitorul pe care Dumnezeu îl folosește pentru restaurare spirituală trebuie să aibă o vedere spirituală, adică să vină Duhul lui Dumnezeu, să dea parte mahrama de pe ochi și să, să, reușească să pătrundă așa cum vede Dumnezeu lucrurile și să vină Duhul lui Dumnezeu, dragii mei. Se arate realitatea, chiar dacă asta este o realitate dureroasă. Spune Sfânta Scriptură că Duhul a dus pe Ezechiel în valea aceea plină, plină, cu oase uscate. Vreau să vă întreb. Era plăcută priveliștea aceea? Pentru Ezechiel. Și când știa Ezechiel că priveliștea aceea vizează poporul lui. Poporul din care făcea și el parte. Moarte spirituală. Lăgii mei, oricât de dureroase ar fi lucrurile să vină Duhul lui Dumnezeu să ni le descoperă. Să vină Duhul lui Dumnezeu să ne arate să vedem lucrurile așa cum, cum le vede Dumnezeu, cum sunt în realitatea lui Dumnezeu, noi aici pe pământ, slujitori, așa să le vedem. Știți care era realitatea aceasta dureroasă, dacă vreți, pe care i-a descoperit-o Duhul lui Dumnezeu, profetul Ezechiel, acestui slujitor pe care Dumnezeu vrea să-l folosească pentru restaurarea spirituală? Știți care are realitatea dureroasă de acolo? Poate și pe aici, știți? că nu există viață acolo unde ar trebui să fie viață. Unde să fie viață din Dumnezeu dacă nu în poporul lui Dumnezeu? Că încă o dată despre poporul lui Dumnezeu de atunci era vorba și despre poporul lui Dumnezeu de acum este vorba. Unde să fie viață spirituală, viață din Dumnezeu dacă nu în poporul lui Dumnezeu? Realitatea pe care a descoperit-o Duhul Domnului a fost aceasta. Nu există viață acolo unde ar trebui să fie viață din Dumnezeu. Vreau să vă întreb, vă îndurerează lucrul acesta, descoperirea asta de la Dumnezeu? Că Dumnezeu se așteaptă să fie viață și nu-i viață. Știți, acolo unde nu există viață din Dumnezeu, nu există Preocupări spirituale suficient de, 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 de aprofundate, dacă vreți. Nu există preocupări. Oasele acestea stăteau acolo întinse pe, pe, pe valea aceea, fără nicio, fără nicio preocupare. Preocupare spirituală, dacă vreți. Nu există, că nu există preocupare pentru Dumnezeu, nu există tânjire după Dumnezeu. Spunea uh, autorul Psalmului 42. Cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește Sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Sufletul meu suspină și tânjește după Dumnezeu. Vreau să vă întreb, câți de aici ați putea pune degetul pe psalmă să ziceți, aici sunt eu? Cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește Sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Care de aici ați putea zice, ăsta sunt eu, Dumnezeule? Așa te dorește eu pe tine, Dumnezeule. Am, am această tânjire, Dumnezeule. Sau în Psalm 84 spuneau filul Core, sufletul meu suspină și dește de dor după, după curțile Domnului, după casa lui Dumnezeu. Care puteți spune degetul să ziceți, eu sunt acela care tânjesc în sufletul meu după casa lui Dumnezeu. Care puteți spune lucrul acesta? Pentru că atunci când nu există viață din Dumnezeu, nu există preocupare pentru Dumnezeu, nu există tânjire după Dumnezeu. Nu există, dacă vreți, adevăratele momente de închinare înaintea lui Dumnezeu. Și ce înseamnă, printre altele, închinarea, fraților și surori? Înseamnă să recunosc cine este Dumnezeu. Dar dincolo de principiul acesta care vi se pare foarte teoretic, știți ce înseamnă să te închin lui Dumnezeu? Înseamnă să recunoști intervențiile lui Dumnezeu în viața personală să te întorci înspre el cu închinare și mulțumire. Tot în psalmul 42, autorul acestui psalm zice așa, ziua Domnul îmi dădea îndurare. Acum, dumneavoastră v-ați uitat la zilele vieții noastre. Să puteți spune, ziua aceasta Dumnezeu mi-a dat îndurare. Ați putea să descoperiți lucrul acesta. Și când se uita psalmistul la ziua în care Domnul i-a dat îndurare, noaptea, noaptea, cântam laudele lui Dumnezeu, adică mă închinam lui Dumnezeu. Pentru că mă uitam la ce a făcut Dumnezeu și mă întorc când în spune cu închinare. Dacă nu există viață spirituală, nu există tânjire, nu există momente de închinare. Dumnezeu să ne binecuvinteze, dragii mei, să avem această vedere spirituală. Deci, dragii mei, descoperirea dureroasă pe care i-a făcut-o Duhului Dumnezeu, profetul Ezechiel, acestui slujitor pe care Dumnezeu l-a folosit pentru restaurarea spirituală, a fost că nu există viață acolo unde ar trebui să fie viață. Dar i-a mai descoperit ceva. Există împrăștiere acolo unde ar trebui să fie apropiere. Oasele astea care reprezentau poporul lui Dumnezeu, spune Scriptura, erau împrăștiate pe fața acelei văi. Împrăștiate. Poporul lui Dumnezeu, dragii mei, a experimentat această împrăștiere. Vreau să vă întreb, așa vrea Dumnezeu să fie poporul lui Dumnezeu împrăștiat? Ce ziceți? Biserica lui Dumnezeu, dragii mei, este ceva adus așa de aproape încât există legătură între noi unii și alții. Spunea, Domnul, spunea Apostolul Pavel în inspirat de Duhul lui Dumnezeu în că El este pacea noastră care din doi a făcut unul surpând zidul de la mijloc, adică ne-a dus împreună, viața aceasta, lumea aceasta, dragii mei, viața de fiecare zi, preocupările noastre egoiste uneori, încearcă să ne, să ne îndepărteze, să ne împrăște. Fiecare cu ale lui. Zicea Domnul Iisus Hristos către, către, ucenici la un moment dat, fiecare veți fi, sau voi veți fi risipiți la ale voastre. Și după ce a înviat Domnul Iisus Hristos, ce a făcut, dragii mei? S-a dus colo să-l aducă aproape, s-a dus colo să-i aducă aproape, s-a dus să-i caute să-i aducă aproape. Pentru că așa trebuie să fie biserica lui Dumnezeu. Aceasta a fost descoperirea dureroasă pe care i-a făcut-o Duhul lui Ezechiel. Adică a avut o vedere din perspectiva lui Dumnezeu. Slujitorul pe care Dumnezeu vrea să-l folosească, dragii mei, trebuie să aibă o vedere spirituală. În treilea rând, dragii mei, slujitorul pe care Dumnezeu vrea să-l folosească pentru o restaurare spirituală trebuie să stea uneori în fața unor întrebări complicate. Știți ce întrebare i-a pus Duhul lui Dumnezeu acestui slujitor? Când a văzut toată, toate priveleștea aceasta dureroasă. Știți ce întrebare? Uneori, Dumnezeu ne pune în fața unor întrebări complicate, răscolitoare, dragii mei. Știți, în Vechiul Testament, și mai spuneam eu lucrul acesta aici, în biserică, Dumnezeu l-a găsit pe Ilie la, la muntele lui Dumnezeu și a pus întrebarea următoare. Ce faci tu Aici îl e. Lui Ezechiel îi pune întrebarea, vor putea oasele astea să învieze? Și Ezechiel stă în fața acestei întrebări. Slujitorul lui Dumnezeu stă în fața acestei întrebări. Dacă noi nu avem răspuns, că Ezechiel n-a avut răspuns. Sau un răspuns uh, foarte clar. De ce mai pune Dumnezeu întrebările? De ce? Și de ce? Pentru că Dumnezeu pune întrebarea asta în fața noastră, pentru că vrea Dumnezeu să începem să ne frământăm. Câți de aici din Biserica aceasta, dragi dragii mei, sunteți frământați din punct de vedere spiritual? Din punct de vedere uh, al stării spirituale personale, din punct de vedere al stării uh, spirituale familiale, din punct de vedere al stării Bisericii. Cât sunteți frământați? Când Dumnezeu pune întrebarea asta. Dragii mei, o pune pentru că vrea Dumnezeu să începem să ne frământăm cu întrebarea, dar și cu moartea spirituală. Dragii mei, noi cu privire la morți avem o singură preocupare. Știți care e preocuparea noastră? să punem în pământ, să-i îngropăm. Și am terminat. Mai plângea cât mai plângeam și s-a terminat. Din punct de vedere spiritual, dragii mei, Dumnezeu vrea nu să îi îngropăm pe cei morți spiritual. Vrea să facem ceva să fie readuși la viață. Și Dumnezeu așează această responsabilitate, dragii mei, pe omerii noștri, asoșitori și pe omerii bisericii, dacă vreți, pe omerii părinților sau soților sau celor din, din casă, pentru că sunt responsabili spiritual. Nu să îngropăm pe cei spirituali, pe cei morți spirituali. Să-i readucem la viață. Noi avem impresia ca Biserica lui Dumnezeu că preocuparea noastră ar trebui să fie pentru evangelizare și trebuie să fie și pentru aducere la viață celor care sunt în lumea asta mare. Și așa este. Dar știți că responsabilitatea noastră este să ne ocupăm și de morții spirituali din Biserica lui Dumnezeu. Știți asta? Știți, frații mei? Poate zice, bun, dar printre noi? Uitați-vă la casele dumneavoastră. Uitați să ne uităm în casele noastre. Să ne uităm, dragii mei, în colectivul în care trăim și mai avem pe unul din biserica asta, pe altul din biserica alta, cealaltă, dragii mei. Și să ne uităm, este viață sau nu este viață din Dumnezeu? Și avem responsabilitatea să ne ocupăm de ei. Și ar trebui să ne frământe pe dinăuntru starea spirituală a celor din casa noastră, din colectivul în care trăim, din Biserica lui Dumnezeu. Dumnezeu pune această întrebare, Duhul lui Dumnezeu pune în față această întrebare, dragii mei, pentru că vrea să ne frământe. Dar știți pentru ce mai pune întrebarea noastră? Mă întrebarea aceasta în fața noastră. Pentru că vrea să experimentăm o stare de neputință. Știți care a fost răspunsul lui, lui Ezechiel? N-a venit cu soluția, n-a venit el cu răspunsul, n-a venit el ca unul care știe ce are de făcut. Și -a, și a, arătat neputința. Tu știi, Doamne! Și uitați-vă la oamenii lui Dumnezeu din Scriptură, dragii mei, că au experimentat această stare de neputință când au stat în fața lui Dumnezeu și în fața chemării lui Dumnezeu. A zis Moise în Vechiul Testament, când Dumnezeu l-a chemat să-L trimite în Egipt, a zis, a zis, dar cine sunt eu să mă duc? Cine sunt eu, Dumnezeule, să mă duc? Am defectul pe care l-am. Starea pe care o am, dacă vreți. Și uitați-vă pe rând la slujitorii din, din, din Scriptură, la mulți dintre ei care au experimentat această stare de neputință. Știți de ce trebuie să experimentăm această stare de neputință? Pentru că atunci decidem să depindem de Dumnezeu. Nu abilitățile, nu experiența, nu educația, nici măcar poziția bisericească. Ascultați-mă! Nu sunt soluții pentru moartea spirituală soluții pentru starea spirituală, dragii mei, în care ne găsim, este dependența noastră de Dumnezeu. Când facem lucrul acesta, dragii mei, și depindem de Dumnezeu, Dumnezeu pune la dispoziția lucrării Lui resursele cerului. Și când Dumnezeu pune la dispoziția lucrării Lui resursele cerului și îl folosește pe unul sau pe altul sau pe nu știu cine, dragii mei, atunci se arată lucrarea Lui Dumnezeu atunci începe să apară viața din Dumnezeu. Domnul Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Mă spun un lucru, dragii mei, pentru că timpul trece așa de repede. În al patrulea rând, slujitorul de care se folosește Dumnezeu pentru restaurare spirituală trebuie uneori să facă lucruri complicate. Acum, dragii mei, nouă ne plac lucrurile foarte simple. Și avem impresia că lucrarea lui Dumnezeu e foarte simplă uneori. Adică avem impresia că uneori lucrarea Domnului ține de o formulă. În fapt, apostolul spune în Sfânta Scriptură că, că niște iudei, și ceva, se duceau din loc în loc, foloseau o formulă și aveau impresia că formula aceea e lucrarea lui Dumnezeu și rezolvă problemele. S-au dus în fața unui demonizat și au zis te jur pe numele lui Isus pe care îl propunește Pavel să ieși afară. Mă vreau să vă întreb, care a citit Biblia? Formula asta a lucrat în dreptul lor. A lucrat? N-a lucrat. Sau avem impresia că atât de simplă e lucrarea lui Dumnezeu, încât uneori, simple gesturi rezolvă problema. Când Simon, magul, a văzut pe Petru și pe Ioan că pun mâinile la Samaria și vine Duhul lui Dumnezeu, poate au, au crezut cei de acolo că ține de, de, de niște gesturi. Nu, nu, dragii mei. În spatele unei formule sau cuvintelor potrivite, în spatele unor gesturi potrivite, trebuie să stea o putere potrivită. Știți care e puterea asta? Puterea de la Dumnezeu. E deci mei, Duhul lui Dumnezeu care l-a folosit pe Ezechiel, i-a cerut acestui om să facă niște lucruri complicate. Și poate vă uitați aici cât de complicate ca zic zic cuvintele astea. E complicat? Să spui niște cuvinte. Sunt unii care cred că a venit aici la învoș și a spune câteva cuvinte foarte simplu. Poate că pentru cineva care are are deprinderea asta să vorbească, să vorbească, e simplu. Dar nu e simplu. Ce trebuia să facă Ezechiel atunci era complicat și cerea Duhului Dumnezeu. Știți ce -i cerea, dragii mei? Să asculte de Dumnezeu chiar dacă nu înțelegea de ce trebuia să facă ce îi se cerea să facă. Adică știți ce îi se cerea să facă? Am trecut pe aici nouă dată. Îi se cerea să vorbească chiar atunci când are impresia că nimeni nu ascultă. Să stai să te uiți la oase și tu să vorbești, ai impresia că te ascultă oasele? Frații mei, chiar aveți impresia? Și uneori impresia asta este când stai să proclam cuvântul lui Dumnezeu, că nimeni nu te ascultă. Dar dacă ești chemat de Dumnezeu, să faci lucrul ăsta complicat, să vorbești din partea lui Dumnezeu, chiar când pare că nimeni nu te ascultă. Trebuie să faci lucrarea lui Dumnezeu. Dragii mei, și Ezechiel se uita la oasele acelea și zicea, ascultați, oase uscate cuvântul lui Dumnezeu. Și vorbea. Dar mai știți ști ce mai trebuia să facă foarte complicat? Știți, frații mei, Ezechiel trebuia să aibă răbdare să apară rezultatele. Trebuia să aibă răbdare să aștepte rezultatele. Pentru că, dragii mei, restaurarea spirituală nu se face peste noapte. Mă sunteți oameni aici care știți uh, despre restaurarea operelor de artă sau uh, știți că nu se face peste noapte restaurarea? Știți că durează luni unor ani de zile durează o restaurare? Credeți că restaurarea spirituală se face peste noapte? Omul ăsta trebuia să asculte și să vorbească din partea lui Dumnezeu, chiar dacă părea că nimeni nu ascultă, și să aibă răbdare să apară rezultatele. Pentru că, dragii mei, sunt niște etape în această lucrare lui Dumnezeu. Sunt aici în cuvântul acesta lui Dumnezeu și vreau să trec foarte repede peste ele ca să ne apropiem de partea finală. Mai întâi a fost un sunet, un vuiet. Da? Apoi a fost o mișcare. Oameni care n-au simțit, care nu s-au mișcat, au fost tană de piatră, putea să tune, să fulgere, oamenii ăștia n-au fost mișcați absolut deloc. Și sunt oameni în biserică lui Dumnezeu care poate să vină Dumnezeu din cer, poate să, să predice, sunt să tană de piatră. Ei, a fost vuietul acela, sunetul acela și a fost mișcarea aceea. După mișcarea aceea, știți ce a urmat? Adunarea. Oasele acelea au început să se miște și să se adune. După mișcarea asta spre adunare, știți ce a urmat? A urmat o anumită organizare. Pentru că, dragii mei, moartea spirituală produce dezorganizare. Restaurarea înseamnă organizare. Fiecare se duce la locul lui. Osul de la degete s-a dus acolo, osul de la, de la genunchi s-a dus acolo, de la coloană, fiecare la locul lui. Pentru că asta înseamnă restaurare. Fiecare să se ducă la locul lui. Și vreau să vă întreb, dragii mei, dacă ne cunoaștem locul în acest organism spiritual al Bisericii lui Dumnezeu. Când începe restaurarea, să începem să ne mișcăm, să ne adunăm și să ne organizăm fiecare la locul lui. Și apoi este partea finală care înseamnă însufețirea. A zis Ezechiel aici, Duhule, vino din cele patru Vântul și suflă peste morții aceștia. Și morții sau au însuflețit și au înviat. E complicat să slujești când pare că nimeni nu te ascultă. Dar tu trebuie să asculti de Dumnezeu. E complicat să slujești când nu prea aveți rezultate. Dar trebuie să ai răbdarea să apară rezultatele. Să vină Duhul lui Dumnezeu să producă această, această mișcare, această... Acest sunet, dacă vreți, care să trezească pe cei care, care dorm de multă vreme în somnul, în somnul spiritual, în somnul nepăsării. Și apoi să începem să ne mișcăm. Rugăciunea mea către Dumnezeu este pentru slujitorii aceștia să-i folosească Dumnezeu pentru restaurare spirituală. Au nevoie de Duhul lui Dumnezeu. Și rugăciunea mea pentru Biserica aceasta este Dumnezeu să vină să facă o restaurare, o redeșteptare, o trezire spirituală. Să începem să ne mișcăm să ne scoată Dumnezeu din amorțeală. Să începem să ne adunăm, să suntem împrășteați, să ne strângem. Fiecare la locul lui. În Vechiul Testament, când, când a început rezidirea zidurilor Ierusalimului după, după ce cetatea a fost toată dărâmată, știți că ne a pus pe fiecare pe zidurile acelea și stătea fiecare acolo în armat, muncea și era gata de apărare, fiecare la locul lui. Dumnezeu să ne ajute să venim fiecare la locul nostru, să ducă Dumnezeu în sufletirea Duhului peste fiecare dintre noi. Dumnezeu să facă lucrul acesta. Amin.